Bună seara, doamnelor și domnilor, așa cum v-am obișnuit de aproximativ două săptămâni, zi de zi, de la ora 18.30 aici la VPTV, urmăriți preselecțiile pentru competiția pe teme de cultură generală The Best. Mai avem foarte puțin, mai exact, patru echipe care așteaptă cu nerăbdare să treacă de aceste preselecții pentru a vedea dacă intră sau nu în competiția The Best, ce va începe sâmbătă aceasta, adică pe 25 octombrie și va fi găzduită, așa cum v-am obișnuit și la celelalte ediții, de către Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești. Revin, doamnelor, domnilor, la echipa prezentă în această seară alături de mine studio, prima echipă prezentă în această seară. Sunt niște copii care au mari, mari emoții. Eu sper să treacă peste ele și să se concentreze pentru că e în interesul lor. Este vorba despre echipa Colegiului Tehnic Gheorghe Lazăr din Plopeni. Bună seara, copii! Bine ați venit alături de noi! Iar echipa Colegiului Tehnic Gheorghe Lazăr din Plopeni este formată din Ana Maria Paraschiv, clasa 9, bună seara. Bună seara. Cred că ești cea mai emoționată dintre toți, da? Îmi spune Ana înainte de a intra în direct că i-au transpirat palmele și că nu știe efectiv cum să-și stăpânească emoțiile. Eu sper să reușești să faci acest lucru. Mergem mai departe. Andreea Măselușă de la clasa 10, bună seara, Andreea. Oana Bălan, clasa 11, bună seara, Oana. Și singurul băiat din echipă, Daniel Calaver, clasa a 12-a. Bună seara. Bună seara! Copii, voi pentru prima dată ați hotărât să intrați în această competiție și aș vrea să vă întreb ce anume v-a determinat să faceți acest pas. Daniel, încep cu tine, ești singurul băiat, ești în minoritate, asta e. Curiozitatea, presupun că este primul motiv. Vrem să ne mărim cunoștințele și să vedem ce se întâmplă dacă vine la un concurs de cultură generală. Dar voi aveți așa habar ce presupune acest concurs? Ați urmărit edițiile trecute? Am urmărit edițiile trecute, bineînțeles. Și tu ți-ai fi dorit să participi la edițiile trecute? Da, de ce nu? Ți-ai testat cunoștințele cot la cot cu ceilalți participanți? Da. Și cum te-ai descurcat? Ți-ai dat o notă? Nu mi-am dat notă, dar întrebările au fost accesibile. Întrebările au fost accesibile. Andreea, tu, pe tine ce te-a determinat să faci? În primul rând am vrut să-mi testez cultura generală și spiritul de echipă și am vrut o provocare. Este o provocare, acest concurs? Cu siguranță. De ce spui asta? Pentru că nu cred că vreunul dintre noi a mai participat la vreun concurs de acest gen înainte și cred că este... Mi-ați anticipat următoarea întrebare, de fapt am primit și răspunsul, niciunul dintre voi nu a mai participat până la momentul acesta la un concurs pe teme de cultură generală, dar la altfel de competiții voi ați mai participat? Da. Pe diferite domenii, da? Da. De data aceasta, știți cu toții, cultura generală nu presupune un singur domeniu, pentru că nu s-ar mai numi cultură generală, ci presupune foarte multe domenii. Practic trebuie să știi din toate. Sunteți pregătiți să răspundeți setului de 10 întrebări? Bineînțeles. Bun. Păi văd, Daniel, că deja ți freci mâinile. Ești nerăbdător să tragi de acolo din bol primul număr, așa că nu-ți mai prelungesc emoțiile. Numărul 5. Numărul 5. Hai să vedem întrebarea cu numărul 5. Este o întrebare din limba română. Gramatică. Sună în felul următor. Există subordonate necircumstanțiale în seria. Varianta A, subiectivă, atributivă, concesivă. Varianta B, predicativă, subiectivă, completivă, directă. Și varianta C, atributivă, predicativă și finală. Imediat vă dau și întrebarea cu variantele de răspuns. Poftiți! Succes! Un minut la dispoziție pentru a răspunde la această întrebare. Mai aveți 31 de secunde. Și 10 secunde începând din acest moment, dragilor. Putem lăsa cronometrul să... Da, pe oricum. Sau putem opri.
Cum hotărâți voi? Stop cronometru. Bun, haideți să vedem ce răspuns ați dat voi la această întrebare. Noi am dat răspunsul A. Voi ați dat răspunsul A. Există subordonate necircumstanțiale în seria subiectivă, atributivă, concesivă. Ei bine, există subordonate necircumstanțiale, dar în seria predicativă, subiectivă și completivă directă. Îmi pare rău, dar mergem mai departe. Mai avem 9 întrebări. Te rog. Da. 24. 24. Hai să vedem ce domeniu avem aici. Tot gramatică. Nu este corectă, îmi cer scuze, despărțirea în silabe în seria. Varianta A. În, liniuță, trea, liniuță, bă, virgulă, as, liniuță, cun, liniuță, de. Și mai aveți două variante de răspuns. Nu o să le mai citesc eu, să nu pierdem timpul, dar vă dau bilețelul cu întrebarea și variantele aferente. Voi îmi spuneți în care din enunțuri despărțirea în silabe nu este corectă. O să citesc eu și telespectatorilor care ne urmăresc până vă gândiți voi. Avem varianta A. În, liniuță, trea, liniuță, bă și as, liniuță, cun, liniuță, de, întreabă, respectiv ascunde. Varianta B, tablou, scris, ta, liniuță, blou și somptuos, somp, liniuță, tu, liniuță, os. Iar varianta C, punctaj, scris, punct, liniuță, aș și absorbit, abs, liniuță, or, liniuță, bit. Și mai avem 7 secunde. Și stop cronometru. Ia să vedem în care din cele trei variante despărțirea în silabe nu este corectă. Cratima nu este pusă acolo unde trebuie. În ce? În ce? Punct, liniuță, aș. Punct, cratimă, aș. Respectiv, abs, cratimă or, cratimă bit, da? Este și răspunsul corect dat de voi. Mergem mai departe. 15. Numărul 15, imediat. Numărul 15, mare atenție. Săpunurile sunt săruri ale acizilor grași cu varianta A, alcool, varianta B, esteri, varianta C, metale, varianta D, nemetale. Imediat vă dau și întrebarea. Săpunurile sunt săruri ale acizilor grași cu alcool, esteri, metale sau nemetale. Răspuns corect pe care voi l-ați dat. Continuăm. Două răspunsuri corecte până acum, unul greșit. 6. Numărul 6. Tot gramatică. Faceți ce faceți și dați de întrebări din gramatică. Avem pronume demonstrative în seria. Varianta A. Acela, acesta, celălalt. Varianta B. Fiecare, același, toți. Și varianta C. Aceea, aceiași, cu tare. Imediat găsim și hârtiuța, am găsit-o, poftiți. Treizeci și patru de secunde mai aveți la dispoziție.
pronume demonstrative în care din cele trei serii enunțate de mine? Acela, acesta, celălalt, fiecare, același, toți, sau aceea, aceiași, cu tare. Oprim cronometrul? Da. Oprim cronometrul, mai aveți 15 secunde, dar dacă voi sunteți hotărâți... Răspunsul este A. Răspunsul este A, acela, acesta, celălalt și este și răspunsul corect. Felicitări! Mulțumim! Ei bine, am ajuns la întrebarea cu numărul 5, care nu este o întrebare, pentru că îmi spuneți că ați fost telespectator fidel, v-ați uitat seară de seară la preselecții. Nu este o întrebare, este un personaj pe care voi îl veți vedea în monitorul din fața voastră. Aveți timp de gândire un minut pentru a-mi spune numele celui, celei care va apărea în imaginea următoare, dacă suntem pregătiți. Să vedem imaginea. Ia uitați-vă voi foarte bine la această fotografie. Îmi spuneți cine este în această imagine. Sunt... Știu că este pe bancnotă. Știu că este pe o bancnotă. Sinceră să fiu, este insuficient răspunsul. Nu pot să-ți dau punctul. Este Cacaragea. Stați pe rând. Deci vă gândiți... Nu știți regulile? Vă gândiți, oprim cronometrul și îmi spuneți de comun acord... Răspunsul pe care îl considerați corect. Da, putem să spunem? Păi oprim cronometrul atunci. Nu dați răspunsul, să-l auzim mai întâi de la copii. Daniel, te ascult. Ion Luca Caragiale. Ion Luca Caragiale, spui tu. Într-adevăr este Ion Luca Caragiale, născut în luna februarie 1852. În Haimanale, județul Prahova, a fost un dramaturg, novelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist român. Este considerat a fi cel mai mare dramaturg român și unul dintre cei mai importanti scriitori români. A fost ales membru post-mortem al Academiei Române. Felicitări, măi copii! Mulțumim! Ați recunoscut primul personaj, aveți 4 puncte până în momentul de față, mai aveți nevoie de unul singur pentru a vă califica și completez eu de toate pentru a pleca acasă cu fruntea sus. E așa? Da. Te rog! 9. 9. Ia să văd, o fi tot gramatică? Nu mai avem gramatică, avem biologie. Anatomie. Este numit și creier vegetativ. Varianta A, talamusul. Varianta B, cerebelul. Varianta C, trunchiul cerebral. Și varianta D, hipotalamusul. Creier vegetativ. Care din cele patru variante credeți voi că este cea corectă? Avem 24 de secunde. 20 de secunde. Nu ne mai gândim? Nu. Nu ne mai gândim, îmi spun cei de la Clopeni. Eu vă ascult. Ia să vedem. Talamusul, cerebelul, trunchiul cerebral sau hipotalamusul? Trunchiul cerebral. Trunchiul cerebral, spuneți voi. La mine scrie altceva. Din păcate, pentru voi, la mine scrie hipotalamusul. Bun. Continuăm. Hai că abia v-ați încălzit. 16. Fiți foarte atenți, da? Da. 16. Legile electrolizei fizică. Legile electrolizei au permis determinarea pentru prima dată a sarcinii electrice elementare. Acest calcul a fost realizat de varianta A, Helmholtz, varianta B, Joule, varianta C, Ampere. Imediat vine și... hârtiuța. Legile electrolizei au permis determinarea pentru prima dată a sarcinii electrice elementare. Acest calcul a fost realizat de trei variante de răspuns. Helmholtz, Joule sau Ampere. Și 26 de secunde începând din acest moment. Deci
și 6 secunde. 5, 4, 3, 2 și stop cronometru. Ia zi, Daniel. Ce? Ce spuneți voi, amper? Eu spun, de fapt, domnul inspector Horia Toma spune, nu eu? Spune că ar fi vorba despre Helmholtz. Îmi pare rău. Fiți foarte atenți, mai aveți nevoie de un punct și 3 întrebări la dispoziție. Te rog. 2 întrebări și un personaj. 21. Până acum am copilărit. Am avut gramatică, am avut fizică, am avut biologie. Ei, acum să vă văd la matematică. Oh, ce s-a întâmplat? Matematica este o disciplină pe care voi o studiați la școală, da? Da. Și nu din clasa 9, ci de când erați de 6 anișori. Bun, ia fiți atenți. Ultima cifră a numărului, 3 la puterea 2014 plus 4 la puterea 2014, este varianta A, 3, varianta B, 7, varianta C, 5. Imediat o să vă dau și hârtia. Deja nu mai văd niciun zâmbet pe fețele voastre. Mă grăbesc? Succes! Vă felicitez. Ultima cifră a numărului 3 la puterea 2014 plus 4 la puterea 2014. 3, 7 sau 5? Va fi divizor de 2 sau de 3. Scuze. 3. Ia să vedem plopeniul cum stă cu matematica. 25 de secunde începând din acest moment pentru a finaliza calculele. 10 secunde. 4, 3, 2, 1 și oprim cronometrul. Vă ascult. Ce? Ce? Continuă. Ce? 5, da? Da. A fost așa la nimereală sau chiar... Nu, ne gândeam între 5 și 7. Între 5 și 7 și care a fost criteriul pentru care ați ales 5? Votul. Ah, înțeles. Este și asta o logică. Măi, ce să spun? Ați răspuns corect. Norocul a fost de partea voastră. Dacă alegeați 7, nu era bine. Ați ales 5, e bine. Vă privește cum ați ajuns la concluzia asta. Bun. Și mai avem o întrebare plus un personaj. 7. 7. Ia să vedem. 7. Măi, deci vă, chiar vă place gramatica. Să zic, deci câte întrebări au fost din gramatică? 4, cred. Cred că toate. Da. Voi le-ați luat pe toate. Întrebarea cu numărul 7. Cer cazul dativ următoarele prepoziții. Varianta A. Contrar, datorită, potrivit. Varianta B. Asemenea, contra, grație. Și varianta C. Mulțumită, aidoma, împotriva. Imediat vă dau și hârtiuța. Am găsit-o. Cer cazul dativ. Care din prepozițiile enunțate de către mine? Și 6 de secunde. 14 secunde. 5, 4, 3, 2. Oprim cronometru. Ce? Ce spuneți voi? Mulțumită, aidoma, împotriva. Da, contrar, datorită, potrivit? Ce ar avea? Și v-a zis. N-ați vrut să o credeți? Ați pierdut punctul. Îmi pare rău, dar, am omis eu să vă spun înainte de această întrebare. Sunteți deja calificați. Aveți 5 răspunsuri corecte până în momentul de față. Acesta a fost al
A fost a noua întrebare, ați dat un răspuns greșit, din păcate. Mai avem un ultim personaj pentru voi, cel de-al doilea. Dacă îl recunoașteți, plecați acasă cu 6 puncte după aceste preselecții. Suntem pregătiți cu personajul pentru echipa de la Plopeni. Ia să vă vedem, ia să te văd, Daniel. Ia să vedem dacă știi tu cine e acolo. Nu-ți place fotbalul, nu? Aoleu, n-ai unde să te ascunzi, să știi. Da? Da. Deci tot o fată îți spune. Da. Oh, ce ne faci. Ai înțeles? Da. Înțeles pe cuvânt? Vrei să-ți scrie pe hârtie? Nu. Scrie-i, te rog. Scrie. Răspunde ea. Ok, oprim cronometrul? Da. Oprim cronometrul. Avem răspunsul la această întrebare, cu ghilimele de rigoare, vine din partea unei fete. Dorinel Munteanu. Dorinel Munteanu. Îl știai pe Dorinel Munteanu sau nu știai? Acum, da. Acum, da. Bun, haideți să vedem dacă este vorba, da. Într-adevăr, este vorba despre Dorinel Ionel Munteanu, născut la 25 iunie 1968, grădinar, județul Caraș-Severin, cunoscut și ca Munț, Neamțul sau Furnica, este un fost jucător român de fotbal. Face parte din generația de aur a echipei naționale de fotbal a României, alături de alți jucători, cum ar fi Gică Hagi și Gică Popescu. Păi, Daniel, mă, să nu-l recunoști pe Dorinel Munteanu? Nu ești microbist. Nu. Tu ești? Aproape. Ce înseamnă aproape? Ori ești, ori ești. În timpul liber. Da. Ok, păi atunci ce să zic? Felicitări! Ați mai acumulat un punct, 6 puncte, așadar? Mai ești emoționat? Nu. Gata, au dispărut emoțiile ca prin farmec. Cum a fost? Ok, bine. Știi, ok, așa, nici caldă, nici rece. Prea așa, multe întrebări. Prea multe întrebări? De română. Gramatic. De gramatică. Asta e, din cauza lui Daniel. Da. Da? Da. Daniel, pentru tine, foarte repede, că nu mai avem timp. A fost destul de frumos, destul de greu, dar va fi și mai frumos, te asigur eu. Și mai greu. Destul de greu. Destul de frumos, destul de greu, va fi și mai și. A fost emoționant, dar ne bucurăm, cred că foarte mult că am calificat. Da. Și că am scăpat de mult. Da, ne pregătim de faza următoare. Vă pregătiți de faza următoare, Daniel, pregătește și grijă, cu la sport, da, la sport, pentru că baza este în tine, da? Nu poți să pui fetele să răspundă la întrebări. O să punem să se uite numai la sport. Da? Deci de acum încolo ai înțeles meciul cât cuprinde. Vă mulțumesc și tare mult, copii, vă felicit din tot sufletul. V-ați calificat în competiția The Best, care începe, așa cum spuneam, sâmbătă, 25 octombrie. Veți afla și voi alături de celelalte echipe mâine seară de la ora 19 cu cine intrați în competiție și mai ales când veți face acest lucru. Doamnelor, domnilor, noi ne revedem după o scurtă pauză de publicitate, când alături de mine în studio vine o echipă de la Mizil, care a mai fost în competiția The Best. Este vorba despre Liceul Teoretic Grigore Tocilescu. Ne revedem după publicitate.